Deschidem cuvântul domnului. La cartea Profetului Zaharia, capitolul 3. Citim de la versetul 1 la 5. Zaharia, capitolul 3, pagina Bibliei 909. Să ascultăm cuvântul domnului. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe satana, stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis satanei, Domnul să te mustre, satanu, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui. Dezbrăcați-le de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată când depărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-a îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care tocmai l-am citit este parte din istoria post exilică. A lui Israel, istoria de după întoarcerea din robia babiloniană. Sub Nemia, Ezra și Zorobabel, parte din poporul lui Israel s-a întors în Canaan și și-au propus să reconstruiască orașul sfânt Ierusalim. Și-au propus să dreagă zidurile Ierusalimului și-au propus să refacă templu și-au propus să reînceapă închinarea așa cum o vrea Dumnezeu și cum îi place lui Dumnezeu. Marele preot Iosua este cel care apare în istoria noastră într-o poziție nu prea plăcută, într-o situație care, după cum vom vedea, ne caracterizează pe toți pentru că în lumina Noului Testament fiecare dintre noi suntem preoți înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să studiază cu atenție și mai cu deamănuntul cuvântul Domnului, Marele Preot Iosua este același personaj cu Iosua din Ezra 2 cu 2 și 3 cu doi, din Nemia 7 cu 7 și 10 cu 9. Iar Îngerul Domnului în fața căreia Iosua stă, în această vedenie a lui Zaharia, este ceea ce noi numim o cristofanie, este Isus Hristos preîncarnat, preîntrupat. Știm că El este etern, a fost dintotdeauna și ori de câte ori această expresie apare în Vechiul Testament, Îngerul Domnului avem în vedere prezența lui Isus Hristos. În scena aceasta în care Iosua este în fața Domnului în fața lui Hristos și Satana este de asemenea prezent acolo, întâlnim situația în care Iosua reprezintă pe Israel, Marele Preot, deci Iosua reprezintă pe Israel ca națiune și toată națiunea stă înaintea lui Dumnezeu. Dar Iosua, ca să poată să reprezinte națiunea iudaică înaintea lui Dumnezeu, se găsește pe sine într-o condiție spirituală precară. Așa spune cuvântul Domnului. Și nici Israel nu era mai bine. Deci nici marele preot și nici Israel nu aveau ținuta în care să poată să stea în fața lui Dumnezeu. Au stat 70 de ani în robia babiloniană și tot n-au învățat încă pocăința. N-au învățat să facă ce trebuie, ce le cerea Dumnezeu. Și atunci când vrei să te duci în fața lui Dumnezeu, poți să-ți adresezi această întrebare. Oare cine poate merge în fața lui Dumnezeu? Cine poate sta înaintea lui? Cine poate să mijlocească? Pentru că marele preot era acela care trebuia să mijlocească pentru popor. Iar în condiția în care noi suntem copiii Domnului, avem acces la tronul de îndurare al lui Dumnezeu. Trebuie să fim mijlocitori pentru casele noastre, mijlocitori pentru biserică, mijlocitori pentru semenii noștri, mijlocitori pentru noi înșine. Dar cine poate sta în fața lui Dumnezeu? cum spunea Marele Apostol Pavel în 2 Corinteni 2 cu 16. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Cine este de ajuns să poată să facă o lucrare? Care într-adevăr să aibă trecere înainte lui Dumnezeu? Răspunsul este nimeni. Nimeni. Ce este de făcut atunci? Ce este de făcut? Istoria aceasta cu Iosua, marele preot, cu profetul Zaharia, cu profetul Hagai, pentru că el, cu Zaharia lucrează în această perioadă de timp. Cu Zorobabel, cu Nemea și Ezra. Este o istorie care uh, se potrivește cu tine și se potrivește cu mine. Se potrivește ție și vieții tale, mie și vieții mele. Și o să o urmărim în această seară într-un mesaj pe care l-am intitulat Nevrednic, dar folositor. Nevrednic dar folositor. Și primul lucru pe care trebuie să-l avem în considerare și să-l luăm în considerare este motivul nevredniciei noastre. De ce nu pot să stau în fața dumneavoastră ca păstor? Pentru că în realitate nu am vrednicia aceasta să stau. De ce nu pot să stai în fața unui cor, în fața unei orchestre, în fața familiei, în fața unui prieten? Ca să-l reprezinti și să mijlocești înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în realitate nu putem să stăm. Sigur, motivul numărul unu este păcatul, păcatul adamic, natura aceasta, care de multe ori ne-o ia înainte. Știm foarte bine ce spune cuvântul Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel când spune în Galaten 5 cu 19 și faptele firii pământești sunt cunoscute sau caracteristica cărnii a trupului că este, cum spuneam în alte ocazii, apostol, că este vrat și omul acela. Țineți minte acest lucru, să-l ține minte. Nu este în trup nicio diferență între un apostol și un vraci, între un păstor și un ghicitor în trup. Caracteristica cărnii este aceeași. Ceartă, minciună, dorință după păcat, invidie, gelozie, certuri, partide. Carnea, dacă este lăsată liberă, asta își dorește tot timpul. Asta știe acum. Nu se poate comporta altfel. De aceea, același dus sfânt, prin același sfânt apostol Pavel, de data aceasta în Romani, capitolul 8, spune că Va veni vremea când noi care am gustat cele din tâi roade ale mântuirii, că sufletul și Duhul ne este afectat de mântuire, vom căpăta în sfârșit mântuirea, izbăvirea trupului. Și trupul acesta va fi schimbat, vom fi glorificați și vom avea un trup ca al Domnului nostru Iisus Hristos, un trup de slavă. Să scăpăm de păcatul acesta, să scăpăm de problemele acestea. Deci păcatul este aspectul fundamental. Dar în pasajul pe care l-am citit, frate și surori, doamnelor și domnilor, sunt trei aspecte distincte trei lucruri distincte care te fac nevrednic, care mă fac nevrednic în fața lui Dumnezeu. Și primul este haina murdară. Uitați-vă în Zaharia 3 cu 3. Dar Iosua era îmbărcat cu haine murdare. Hainele murdare. Frașii și surori, doamne și domnului, acestea stau pentru aspectul vizibil al caracterului nostru. Pentru faptele, vorbirea și gesturile noastre. Pentru atitudine și comportament. Apostolul Iacob scria următorul lucru inspirat de Duhul Domnului. Religiunea curată și neîntinată. Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduve în ecazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dar fiecare dintre noi, ca marele preot Iosua, avem haină murdară. Aspectul caracterului, aspectul prin care oamenii ne cunosc, nu te duce mai departe decât în familia ta. Cât de repede te superi pe copii, cât de repede te superi pe soție, cât de repede te superi pe soț, cât de repede te ispitești aici în biserică, n-ai înțeles un cuvânt și te-ai dus acasă cu o mie de întrebări în minte și cu o mie de interpretări, nu? Cât de repede se întâmplă lucrul acesta? Este aspectul vizibil al comportamentului nostru, al caracterului nostru. Privirea, gândirea, imaginația, atitudinea, intenția. Sunt ca o haină murdară. Sunt ca o haină murdară. Și de aceea, ori și cine am fi, ori și cine ai fi, ori și cine și ori și ce aș fi, am obligație înaintea lui Dumnezeu să am grijă de caracter, să am grijă de comportament. Am datorie înaintea lui Dumnezeu al călui slujitor spun că sunt și spui că ești. Să mă port într-un chit vrednic de chemarea care mi-a fost făcută. Am obligația și am datoria înaintea lui Dumnezeu, știind că m-am îmbrăcat cu natură sfântă, cu natură divină. Să nu împătesc haina. Să nu împătesc caracterul. Și indiferent în ce situație m-aș găsi, să pot să mă comport ca om al lui Dumnezeu. Dar în această seară, în această zi, la această oră, în acest moment, întreabă-te cum este haina ta? Cum este? Nu numai haina murdară. Scânteiem pentru păcat. Este cel de-al doilea aspect. Zaharia 3 cu 2, partea finală. Nu este el Iosua un tăciune, a brand in the fire, un tăciune scos din foc? Scânteiem pentru păcat frați și surori, doamnelor și domnilor, focul, ca și păcatul, are începuturi mici. Întâi o scânteie, apoi un tăciune, apoi un cărbune, apoi o flacără mică și apoi o flacără mare. Nu este așa? Dar fiecare, de aici de la învon și până la ușă, avem această tendință să scânteiem pentru păcat. Avem această tendință. Cum spuneam, e în fire, e în carne, e în trup. Și dacă nu cooperăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a cărui roadă binecuvântată este dragoste, bucurie, pace, din credincioșie, nu? Înfrânare. Dacă nu cooperăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de multe ori ne comportăm ca oamenii de afară, ca lumea de afară. Și atunci o scânteie mică, o poftă mică, un gând mic ne poate ruina caracterul, ne întinează reputația, ne ia pacea inimii și a conștiinței, ne poate duce la un lanț neîntrerupt de păcate, ne poate abate de la drumul care duce la mântuire. O vorbă și-a stricat o pretenie. Un cuvânt și-a stricat o relație o privire neblândă, necontrolată și a îndepărtat prieteni. O neatenție dată cuiva și s-a îndepărtat pe cei mai apropiați. Nu este Iosua un tăciune, un cărbune, în engleză, a brand from fire? Nu este Iosua? Ia uite-te bine la tine. Nu tot așa te comporți și tu? Nu tot așa mă compor și eu? Sunt sigur că odată ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, dorința noastră este să fim ca El, să ne comportăm ca oameni sfinți. Și aceasta trebuie să facem, dorința aceasta trebuie să fie cu noi în permanență. Dar dorința aceasta nu poate să capete formă și faptă în noi dacă nu ne punem în stăpânire trupul. De ce spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu? Pentru că nu cumva, spunea el, după ce am vestit altora mântuirea, să mă trezesc eu însumi lepădat. Frașii și surori, doamnilor și domnilor, într-o societate în care se bate apa în piuă de la învoamne și se spune, odată mântuit, totdeauna mântuit, aduceți-vă minte de acest cuvânt. Nu după ce am vestit altora să mă trezesc eu însumi, totdeauna mântuit. Când te repede, când te aprinzi iute, când nu poți să-ți potolești, să-ți stingi pofta, când nu poți să-ți muști limba ca să nu spui cuvântul acela urât și rău, când. Nu poți să-ți stăpânești gândirea când în casa Domnului mintea îți merge aiurea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și imaginezi lucruri murdare aici unde este locul sfânt, unde se prezintă Dumnezeu, când aici privind spre cor, privind spre orchestră, îți trece prin cap altceva decât închinare, scânteiesc pentru păcat. Vrei să se coboare Dumnezeu peste tine și tu nu-ți poți stăpâni mintea și gândul. Și atunci, ca și Iosua, marele preot. Nu poți să fii vrednic să stai în fața lui Dumnezeu. Există apoi o a treia rațiune. Avem un adversar constant. Un adversar constant. Zaharia 3 cu 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, deci înaintea lui Hristos. Și pe satana, stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Chiar dacă m-am întors la Domnul, chiar dacă m-am pocăit, chiar dacă m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt, chiar dacă mi-a dat daruri spirituale, chiar dacă m-a chemat în slujbă, chiar dacă m-am pregătit pentru slujbă, chiar dacă mi-am luat doctorat în slujbă, chiar dacă am 30 de ani de vechime în slujbă, este pe urmele mele în fiecare clipă. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nimic nu poate să facă numai să mă pârească mereu înaintea Domnului. Ar vrea el multe să facă cu mine, ar vrea el multe să facă cu tine. nu poate citi nici gândul și nu poate citi nici gândul. Nu poate face nimic împotriva ta sau a mea dacă nu-i permite Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să aibă la el un bilet și să aibă scălitura Domnului. Știți cum era în țară, trebuia să mergi cu bilet de voie. Și -i mulțumim Domnului că nu-i dă bilet de voie de câte ori vrea el. Dar el este constant pe urmele tale. Și uitați cum se prezintă. Ca un leu. 1 Petru 5 cu 8. Ca să te intimideze. Ca un leu. Ca să te intimideze. Și vreau să înțelegem un lucru. Asta așa, nu este o expresie numai pe care o folosește Sfântul Apostol Petru. El vrea să intimideze. Cred că am mărturisit, dar nu știu dacă uh, după ce am trecut de 55 de ani pot să repet câte o, câte o poveste, nicio problemă. Doi studenți de mei care au absolvit institutul la București, m-am întâlnit cu ei și Doi ani în urmă m-am întors de la Petroșan și văd aici familia din Petroșan, Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Ștefan, soția și întorcându-mă spre București înapoi, i-am luat cu mașina, cu fratele care m-a dus, și a zis, frate Gog, vreau să vă spunem ceva de pe câmpul de lucrare. Și am zis, ia spuneți-mi, sunt bucuros să aud, să vedem ce ați făcut voi, după ce ați absolvit. Că una este să stai pe banca școlii și alta este să mergi pe teren. Și a zis, frate, noi ne ducem în Oltenia. Avem Oltenia aici, aici? de mână sus, Oltenia putem vorbi potriva lor, nu avem niciunul. No. No. V-am fruntea. Frate, frate Gog a spus, am avut o experiență cum n-am avut-o nicăieri. Mi-am dus un ceva să mi-a spus, am uitat numele l-a sat, s-a deschis prin Harul Domnului o că vreo 30 de membri păstorul de acolo, un frate mai în vârstă, a fost bătut de poliție din sat că s-a pocăit, a fost bătut de preotul ortodox din sat că s-a pocăit, a fost bătut de bețivi din sat că s-a pocăit, biserica, bestilicii s-a dat foc de câteva ori în România. Nu a neceștea. Și frații trăiesc așa într-o stare constantă de teroare, am zice, nu noi așa, că ce se întâmplă când se duc la rugăciune, și se adună la o altă? Și a spus, ne-am dus acolo într-o sâmbătă seara. Am făcut biserică, ne-am închinat Domnului, s-au adunat, au venit și prieteni și apoi ne-am dus acasă. Și, și spune, spun ei, frate Gog, stăteam și povesteam cu fratele păstor și ne, el ne povestea din experiențele lui prin câte a trecut de când s-a deschis biserica. Și fiți atenți. La un moment dat, era în jur de 10 și jumătate, în timp ce noi povesteam, frate Gog, toți patru, păstorul, soția și noi doi. Deci n-a fost unul singur, toți patru. Am auzit un regnet, un regnet de leu în România. Atât de înfiorător încât am crezut că se sparge inima în noi de spaimă. Și regnetul s-a repetat de câteva ori. Apoi regnetul de leu l-am auzit la ușă. Și când l-am auzit la ușă, nu sunt povești științifico fantastice, când l-am auzit la ușă, am auzit pe ușă zgârieturi de gheare. Fratele păstor a zis, pe genunchi este un atac demonic. Ne-a rugat frate Gog, ne-a rugat niciodată cum ne-a rugat atunci. Am stat o oră pe genunchi. Ne-am liniștit, ne-a dat Domnul Iisus pace, am deschis ușa, și frate Gog, ușa era zgriată de gheare, ușa de la casă, atac demonic. Tot timpul suntem sub atacul lui, el vine ca un leu și o face pentru că atunci când leul răgnește, te intimidează. Aceasta vrea, știți, este chiar și o poveste. Discuta un leu, un urs și acum, în ultima vreme, un purcel împreună. Așa este fabula. Fiecare se lăuda. Și leu a spus, eu când răgnesc odată, toată lumea tremură în junglă. Ursul a spus, când eu răgnesc în pădure, toată lumea cade la pământ. Purcelul a spus, când eu strănu, tot se injectează. <laughs> well, el vine ca un leu, pentru că vrea să Vrea să te intimideze. Apoi vine la tine sau la mine ca înger de lumină, 2 Corinteni 11 cu 14. Pentru că vrea să-ți dea bună o logică, o înțelegere profundă. Așa cum auziți pe National Geographic. Oh, Iisus Hristos, s-au găsit documentele din copilărie. De-aia nu scrie nimic de el ce a făcut în Israel, pentru că s-a dus în India și a învățat ceva de la guru-oie din India. Și lumea crede o minciună. Parte din ea. Înger de lumină. Vine la tine sau la mine ca reprezentant al înțelepciunii. Geneza 3, 1 la 6. A zis Dumnezeu cu adevărat, știi de ce? Ca să te antrenezi într-o discuție pentru care nu ești pregătit. Și surorilor, să nu mi o luat nume de rău, dar nici frații. Când Domnul a creat pe om, aduceți-vă minte acest adevăr. Când Domnul a creat pe om, l-a creat în felul următor. Bărbatul să fie capul familiei. Am martori! <laughs> să fie capul familiei și să fie, hai să zicem, inteligența familiei. dați-mi voie să vă spun un pastor vorbea că sunt fraților, a venit peste noi vremurile din urmă, zice. Și unul din argumente este, fraților, că îmi scrie în Biblie că în vremurile din urmă înțelepciunea va crește. Eu mă uit numai la mine. <laughs> Iar pe femeie a creat-o să fie stâlpul sentimental, emotiv al familiei. Și diavolul știe lucrul acesta. Asta nu semnează că bărbatul nu are sentimente sau femeia nu are inteligență, nu. Dar este o ordine în casă, este o ordine. Rânduite de Dumnezeu. Însă diavolul știe ordinea aceasta și știe cu ce este dodat și pentru ce este dodat unul și celălalt. Când a venit la om, nu s-a dus la o dezbatere teologică la Adam. La cine s-a dus? La partea emotivă. Auzi, a zis Dumnezeu că... Păi nu știu, Hai să întrebăm pe Adam și până l-a întrebat a mâncat. Dar după aceea s-a dus femeia ispitită de diavolul la Adam și l-a antrenat într-o discuție emotivă în care nu era pregătit moș Adam. Bărbățile, uite-te de fructul ăsta ce fain e. Mm. Are un gust kiwi. <fie> și când se inversează aceste roluri? Diavolul își atinge scopul. Trântește familia la pământ. Biserica. De deci, ce ține minte aceste cuvinte pe care sfântul apostol Petru le spune, nimeni dintre voi să nu sufere ca hoț sau tâlhar, să spun cealaltă, așa mai poate, sau ca unul care se amestecă, treburile artuia. Nu lăsa să te ducă în eroare. El vine la tine ca și un reprezentant al înțelepciunii. Apoi vine la tine și la mine ca hoț și tâlhar. Ioan 10, zece cu 1 și 10. Pentru că vrea să-ți fure cuvântul pe care l-ai auzit. Te include bucurie, la cântare, la rugăciune, la cuvântul Domnului. Ai fost antrenat și ai spus, vai, l-am întâlnit pe Domnul, ce bine a fost la biserică astăzi, ce bine a fost la rugăciune, la cercul acela, acolo unde am fost, la studiu biblic. A fost o cercetare deosebită. M-am mângâiat Dumnezeu. Și pe când ai ieșit afară, o privire, te-a la pământ. Nu așa? Ți-a furat bucuria. Pentru că nu știe ce să facă altceva, știe să fure, e hoț vine la tine și la mine ca slujitor al neprihănirii. 2 Corinteni 11 cu 15. Vine la tine și la mine ca tatăl al minciunii. Ioan 8 cu 44. Și vine la tine ca un adversar criminal. Iov 1 cu 9 la 11. 13. 2 cu 10. Tot timpul. Tot timpul este pe urmele tale și pe urmele mele. Și de aceea, de multe ori ne pierdem vrednicia de asta în fața lui Dumnezeu. Deci sunt aceste trei mari argumente în textul pe care l-am citit, pentru care marele preot Iosua, nu numai păcatul strămoșesc, pentru care marele preot Iosua și tu, care ai dreptul să mijlocești ca preot al casei tale, ca preot în dreptul tău, ca preot pentru prieteni, ca preot în biserica lui Dumnezeu, vine și la tine și la mine, la și care dintre noi. Vine și slăbiciunea vine. Și atunci de multe ori te trezești că ai haină murdară, te trezești că viața ta, umblarea ta, nu este ceea ce vrei? Și te trezești că cel rău părâșu este tot timpul. Când te-ai la rugăciune, îți aduci. Cum, cum îți dai seama că te părește? Când te-ai pus, de exemplu, pe genunchi să te rogi, îți aduci aminte în conștiință. Da, dar știi unde ai fost. Știi ce ai făcut asta în noapte. Știi ce ai citit. Știi la ce te-ai uitat. Crezi că te ascultă Dumnezeu? Asta este pâra. Nu te lasă. Nu te lasă. În al doilea rând. Ridicarea noastră din nevrednicie. Ridicarea noastră din nevrednicie. Zaharia 3 cu 5. Dar îngerul Domnului stătea acolo lângă Iosua. Dragi și surori, domnilor și domnilor, marea noastră șansă, marea noastră binecuvântare este că Domnul Dumnezeu este pentru noi, Romani 8 cu 31 lângă noi, însă Domnul a stat lângă mine, 2 Timotei 4 cu 17, cu noi, Matei 1 cu 23, pentru că se cheamă Emanuel, Dumnezeu este cu noi și în noi, Coloseni 1 cu 17, Hristos în voi, speranța gloriei. Asta nu însemnează că Domnul Dumnezeu, nu însemnează că Duhul Sfânt, nu însemnează că Iisus Hristos este de acord cu păcatul marului preot Iosua sau cu păcatul meu sau cu păcatul tău. Dar are lungă răbdare cu tine și cu mine. Mi-a păstrat viața și ți-a păstrat viața. De era după dreptatea lui Dumnezeu și potrivit căria, roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Anul acesta eu trebuia să fiu în pământ de multe ori. Ca să nu spun că și tu. Dar mi-a dat Domnul viață. Ți-a dat Domnul viață. A stat lângă tine. Și a stat lângă mine așa cum spune aici cuvântul Domnului. Și atunci, Iosua, marele preot, a fost ridicat din nevrednicia lui. Cum? Uitați-vă la patru aspecte pe care, în cuvântul acesta, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, le-a făcut cu Iosua. Primul, Iosua a fost iertat. Zaharia 3 cu 4. Apoi, îngerul a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea. Primul lucru de care avem nevoie în orice moment este iertarea lui Dumnezeu. Este iertarea lui Dumnezeu. Uite bine la acest păstor care îți vorbește. Primul lucru de care am nevoie în fiecare zi este ca Dumnezeu să aibă mire de mine și să mă ierte. Pentru că o privire murdară, un gând murdar, o atitudine necuvincioasă, o amânare, o neascultare, orice, orice păcat Orice păcat are plată moartea și orice păcat face zid de despărțire între mine și Dumnezeu. E exact cum spune uh, Sfântul, uh, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin profetul Isaia. Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă, nici brațul lui prea slab să nu te ajungă, să nu te binecuvânteze, să nu te ridice. Ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi, zice Domnul. Și atunci ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Ori de câte ori vine înaintea lui, ori de câte ori vine înaintea lui, spune Doamne, ai mire de mine. Iartă-mă, Doamne! Iartă-mi casa! Iartă-mi soția! Iartă-mi soțul! Iartă-mi părinții! Iartă-mi copiii! Iartă-mi păstorii! Iartă-mi biserica, Doamne! Ai mine de mine, Doamne! Păcatul îți ia ea cu Domnul, îți ia puterea de la Domnul și ți-a mărturia personală. Un om care spune că este credincios și se duce în mijlocul Un oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Imaginați-vă cu ce efic eficacitate îl prezintă pe Domnul dacă se comportă ca ei. Nu aceasta este de multe ori o acuză la adresa unora dintre noi? Aș veni la voi la biserică, m-aș duce în casa voastră, aș veni la cercurile voastre de rugăciune, dar am coleg pe cutare, am coleg pe cutare, înjură ca noi, beau ca noi, min ca noi, înșală ca noi. Cu ce mărturie stai în fața oamenilor atunci? Cu ce efectivitate îl prezinți pe Domnul? Cum vrei oamenii aceștia pentru care tu și eu trebuie să fim lumină să-l cunoască pe Dumnezeu? Cum aștept să-l cunoască? Tu și cu mine trebuie să umblăm în neprihănire, dar ne-o pierdem de multe ori, însă mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Putem veni la El, cum spune autorul epistolei către evrei, capitolul 4, versetele 15 și 16, căci nu avem un mare preot pe Iisus Hristos care să nu aibă miră de noi, și unul care în toate lucrurile, în toate aspectele a fost ca noi, dar fără de păcat dar fără de păcat. De aceea, spunea autorul acestei epistole, să ne apropiem, dar cu îndrăzneală de tronul Harului, pentru că la vremea potrivită să căpătăm îndurare. Și astăzi este vremea potrivită ca Dumnezeu să-ți dea iertare. Este vremea potrivită ca Dumnezeu să te schimbe. Este vremea potrivită ca Dumnezeu să te noiască. Marele preot Iosua a început să-și recapite vrednicia. De ce? Pentru că Îngerul Domnului, este Iisus Hristos. A îndepărtat păcatul de la el. Al doilea lucru. Iosua a fost sfințit, nu numai că a, îndep a fost îndepărtat păcatul. Zaharia 3 cu patru partea a doua. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Când Dumnezeu te iartă, nu te poți comporta cum n-ai fost înainte. De aceea te-a să nu te mai compozi la fel, să nu mai ai caracterul acela, să nu mai ai vorbirea aceea, să nu mai ai relația aceea, să nu mai ai privirea aceea, să nu mai ai atitudinea aceea să nu mai ai amânarea aceea, neascultarea aceea. Cuvântul Domnului spune, dezbrăcați-l de hainele acestea. Pentru, pentru, ce? Pentru că știm bine cuvântul Domnului, 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, dacă este cineva în Hristos, repet, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s dus. Nu poți spune o haină curată peste o cămașă transpirată și spui, mă duc la biserică și ară bine. Nu poate sta nimeni lângă tine. Du-te și Curăță-te. Și schimbă hainele. Exact așa este și din punct de vedere spiritual. Noi nu acoperim păcatul cu un pic de evlavie. Fugim de păcat, ne spală Domnul de păcat și nu punem păcat peste păcat. Și umblăm apoi în iprionire pe care ne-o dă el, în sfințenie pe care ne-o dă el. Iosua a fost sfințit. Caracterul lui a fost înnoit. Vorbirea lui s-a schimbat. Atitudinea lui s-a schimbat. Ținuta lui s-a schimbat. Iosua este diferit. Mărturia lui este alta. Lumea trebuie să vadă lucrul acesta. Numai atât. Al treilea lucru pe care l-a făcut îngerul Domnului este Iosua a fost îmbrăcat. Iosua a fost îmbrăcat. Zaharia 3 cu 4, partea finală. Și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Ia uite hainele cu care te poate îmbrăca. Te poate îmbrăca cu Duhul Sfânt, judecător 6 cu 34. Cu haine împărătești ca pe estera, estera 5 cu 11. Te poate îmbrăca cu Hristos, Galaten 3 cu 27. Te poate îmbrăca cu podobe sfinte, Psalmul 29 cu 2. Te poate îmbrăca cu putere, Luca 24 cu cu nouă. Te poate îmbrăca cu platușa neprionirii și cu armura aceea cu care poți să stai în fața diavolului. Efeseni 6 cu 14. Te poate îmbrăca cu o inimă nouă și plină de îndurare. Colosem 3 cu 12. Te poate îmbrăca cu bucurie și cu dragoste. Colosem 3 cu 14. Dumnezeu te îmbracă. Mă îmbracă. El nu are o biserică de oameni goi. Ce o biserică de oameni ordonați, îmbrăcați, frumos, aranjați îmbrăcați în neprienirea lui, îmbrăcați în evlavia lui, îmbrăcați ne cădincioșia lui, îmbrăcați în natura lui, îmbrăcați în caracterul lui. Și apoi, uitați-vă mai departe, Iosua a fost încins cu autoritate. Vesetul 5 din Zaharia 3, eu am zis să i se pună pe cap o mitră curată, o coroană dacă vreți. Este coiful acela de mare preot. Și i-au pus o mitră curată pe cap, o coronă. Mitră sau coronă este același lucru. O mitră curată pe cap. Când Domnul i-a pus, o, îngerul Domnului i-a pus o mitră curată pe cap, Iosua a fost încins din nou cu autoritate. Capul este simbolul autorității. I s-a redat onoarea, i s-a redat demnitatea, i s-a redat reputația, i s-a redat ungerea sfântă, că de pe cap începe ungerea, i s-a redat. Îi s-a redat ungerea preoțească, i s-a redat binecuvântarea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când Domnul își pune mâna peste tine și peste mine, îți dă din nou o ținută nouă, îți dă din nou o reputație nouă, îți dă din nou un caracter nou, te face din nou om. Și avem nevoie, într-o societate de neoameni, oameni, să fim oameni. Oameni ai luminii, oameni ai adevărului, oameni constanți constanți în adevăr, constanți în credincioșie, oameni constanți într-un caracter sfânt. Iosua, marele preot, și-a recâștigat vrednicia să stea înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, a urmat cel de-al treilea lucru, reasigurarea noastră de către El. Reasigurarea noastră de către El. Un om care este iertat, ca și tine și ca și mine, trebuie să reasigurat de Domnul. Ce poți face? Ce asigurare e de Domnul? Uitați aici, e o chemare îndoită pe care o face lui Iosua, primul lucru. Umblă pe căile Domnului, îi spune acolo, dacă vă uitați în versetul 7 de data aceasta, n-am citit versetul 7, dar în Zaharia 3 cu 7. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele. Asta înseamnă viață și atitudine nouă, practică și de personală nouă. Cum spune Duhul Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Unul 4 1 dintre în cu Iar în 1 Timotei 4 cu 16, cuvântul Domnului spune, fi culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiești în aceste lucruri, căci dacă te vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. mare, la ascultare, la umblare în credincioșie, o chemare îndoită. Și cel de-al doilea aspect este, ține poruncile Domnului. Zaharia 3 cu șapte b sau partea a doua. Dacă vei păzi poruncile mele, în amândouă clauzele este dacă. Dacă vei păzi poruncile mele, eu te-am iertat, ți-am șters păcatul, te-am redat demnitatea, ți-am redat familia, ți-am redat sănătatea, te-am binecuvântat din nou. Te-am adus în casa mea din nou. Ești copilul meu. Ți-am dat asigurarea aceasta. Ești iubit din nou. Ți-am șters păcatele. Și pentru că sunt a tot cunoscător, mi-am impus să nu mai țin minte. Poți să te imaginezi lucrul acesta? Dumnezeu care știe toate lucrurile, să nu mai țină minte că tu ai păcătuit și că eu am păcătuit? Auziți cum spune prin profetul Isaia? Ascultă Israele și tu Iacobe! Când ți-am cerut eu să-mi aduci darurile tale, jertfele tale, de tauri, de boi, de țapi, de mei, de oi? Oare nu sunt ale mele, zice Domnul? Oare nu sunt ale mele? Dar dăm voi să spun eu ce ai făcut tu. Însă de-a lungul timpului, spune profetul prin Duhul Domnului, tu m-ai chinuit cu păcatele tale. Oh, s Să-l chinești pe Dumnezeu? m-ai chinuit cu păcatele tale. Însă dacă te vei întoarce la mine, eu însu-mi zice Domnul, am să-ți șterg păcatele și am să-ți îndepărtez fără de legile și nu voi mai aduce aminte de ele. Nu-și mai aduce aminte de ele. Asta este iertarea Domnului. Pentru tine, de dragul tău și de dragul meu, își impune să umbli în această chemare dacă vei păzi poruncile mele, atunci uite ce se întâmplă. Ai o promisiune întreită. Ai o promisiune întreită. Prima este autoritate în casa Domnului. Versetul Zaharia 3 cu 7. Ce? Vei judeca și casa mea. Vei avea autoritate în casa lui Dumnezeu. Eu pot să spun că am fost iertat. Eu pot să spun prin ce am trecut. Eu pot să spun de unde m-a ridicat Dumnezeu. Eu pot să fiu pilde în această privință. Și lumea va zice, da și știu că este schimbat. Al doilea, vei avea influență în lume. Vei privegea asupra curților mele. În curțile de la templu aveau voie să intre neamurile. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta pentru tine și pentru mine? Influență în lumea de afară. Când Dumnezeu te iartă, când Dumnezeu mă iartă, când Dumnezeu vede că ascult poruncile Lui, îmi dă autoritate să pot să-L prezint afară. Să pot să-L prezint afară. Și apoi, cea de-a treia binecuvântare este acces la tronul Harului. Zaharia 3 cu 7, partea finală. Și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici, în ceruri. Îți dă acces la tronul de îndurare al lui Dumnezeu. Și vei fi uimit. Vei fi uimit. De ce poate să facă Dumnezeu pentru tine și de felul în care Dumnezeu lucrează cu tine și pentru tine. În mijlocul acestei știri acum de ultimă oară cu atentatul acesta, din nou, încercare de atentat terorist împotriva uh, companiei Northwest care venea de la Amsterdam la Detroit, cred că ați auzit știrile. Am citit o întâmplare, o experiență interesantă pe care un inginer avia, de la aviație o, 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 o spunea legat de ce a cunoscut el de-a lungul timpului și spune așa cu 2-3 ani în urmă cu un prieten de-al meu care avea avion personal am fost chemat să-l duc din Charlotte, North Carolina în Asheville, nu este, nu este departe și a spus el i-am urcat în avion Măcar că avem atâta experiență ca și pilot. Eu n-am verificat cât combustibil este în avion. N-am verificat. Am intrat și în, într-o ceață puternică, chiar spre seară, într-o furtună puternică, apropo ne de Asheville, și de acolo, de la turnul de control, mi-a spus, aici nu puteți ateriza, vă întoarceți la Greenville. M-am uitat la aparatura de zbor și am zis, la Greenville nu ajungem. L-am întrebat, ai parașute? N-am nicio parașută. N-am avut altă opțiune decât să spun, vom pierde amândoi. Am luat din nou legătura cu turnul de control din Asheville, pentru că el mai era aproape de Asheville și am zis, vrem totuși să aterizăm aici. Și ne-au spus, aici nu se poate ateriza. Și apoi radioul a intrat în bruiaj. Bruiaj total. Au încercat să vorbească? Nimeni nu le-a mai răspuns. Mi cauza furtunii. Și spune acest inginer. La un moment dat, radioul a pornit din nou. Și am auzit o altă voce decât cea pe care am văzut-o din turnul de control prima dată. Și a zis, nu intrați în panică. Ascultați de direcția pe care vă dau eu și aterizați fără dificultate. mi-a spus, Iai la stânga, ia mai la dreapta, cobor mai jos. Din toată mi-a spus, ridică avionul. Pentru că în loc să meargă spre pistă, s-a dus pe autostradă, spre autostradă și să intrat aproape într-un pot. Și abia am ridicat avionul. Și iar mi-a spus vocea aceasta, mai la dreapta, mai la stânga, la încet, acum ești la 100 de fit, acum ești la 50 de fit, acum ești la 30 de fit. Și când am coborât sub 30 de fit, a început să se vadă pista și am aterizat. Nici combustibil n-a mai fost în aparat ca să mai fi zburat de acolo încolo undeva, sau să se mai miște aparatul. Am ieșit din avion, ne-am dus amândoi la turnul de control și am spus omului la turnul de control. Domnule, nu știu cum ne-ați putut vedea, nu știu cum ne-ați putut citi în radar, dar dacă nu ne spuneați cum să coborâm și pe unde și cum să lăsăm și cât de jos să, să coborăm, pieream amândoi. La care omul dintr un de control a spus, ce vorbești, domnule? Când am vorbit ultima dată cu, dumne cu, cu dumneata, ai dispărut din radar. Dar nu ai mai fost în radarul nostru și eu n-am mai vorbit cu tine. N-am mai vorbit cu tine. Și atunci spunea acest inginer, mi am adus aminte de când eram copil mama și tata îmi spunea gândești într-o situație în care omenește nu este posibilitate de ieșire să-ți aduci aminte de Dumnezeu și a zis el, mi-am adus aminte că în avion am zis, Doamne Dumnezeule dacă ești acolo undeva, ai milă de noi pentru aceste cuvinte și a spus însă de azi încolo am să-i spun Domnul meu am să-i spun Domnul meu n-am să trez numai din amintiri ce mi-a spus mama și tata am să-i spun Domnul meu Dumnezeu este glorios. David spune, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, stânca mea, mângăitorul meu, apărătorul meu. Dacă l-ai iubit și tu, dacă l-am iubit cu adevărat, să avem grijă de haina cu care ne-am îmbrăcat, de sfințenia în care ne-a adus, dacă am avea grijă de vorbirea noastră, de caracterul nostru, dacă am avea grijă de casa noastră, de umblarea noastră, de ascultarea noastră. Am vedea atâtea lucruri frumoase. Atâtea lucruri glorioase. Partea frumoasă este că încă nu ne-a abandonat. Încă are răbdare cu noi. Îndelungă răbdare. Știu cu are cu mine și casa mea. Și știu cu are cu fiecare dintre noi. Pentru că așa lucrează el. De deci, ce? Dacă în această seară te simți nevrednic, el te poate face iarăși folositor. Dacă în această seară te simți la pământ, el te poate ridica din nou. Dacă în această seară ai zis în conștiința ta, s-a dus, s-a terminat cu mine. Faptul că te-a păstrat în viață este că încă te iubește. Și te vrea din nou. Te vrea din nou lângă el. Te vrea din nou să te poarte el. Și te vrea din nou să-ți pună pe cap un să-ți pună coroană pe cap, să spună: Este fiul de împărat. Este fiul de împărat. Într-o zi va domni cu mine. Va sta cu mine pe aceeași scaun de domnie. Nu dorești lucrul acesta? Nu vrei tu această binecuvântare? Dumnezeu te poate face folositor. Mă poate face folositor tot timpul. Dumnezeu te poate scoate din nevrednicia ta sau a mea. Ne poate scoate și ne poate face copii ai luminii, fie împărăției sale, preoți pentru familia noastră, preoți la locul de muncă, preoți la școală, preoți în facultate, preoți în mașină, preoți în avion, preoți în hotel, preoți oriunde. Caracter, frate și, și surori. caracter sfânt.